Cum se prezintă pandurii după jumătate din stadiul ăsta de pregătire? E ceva durat? Sau mai e de lucru? Nu, nu pot să spun că e ceea ce îmi doream. Ceea ce îmi doream era să am tot lotul la dispoziție. Din păcate, din diverse motive, noi am avut pe toți de la început și nu pot să fii foarte, foarte mulțumit. A apărut acea problemă cu Voiculeț, cu o accidentare a lui din antrenamentul de la Brașov. Din păcate, n-am putut să antreneze normal. Au fost ceva probleme cu doi jucători, Ibec și Vieira, care au avut probleme cu vizele și nu sunt la zi cu pregătirea. Vieira îl așteptăm astăzi. Dar trebuie să trecem peste lucrurile astea și sperăm că timpul care ne-a mai rămas să putem să-l folosim exclusiv pentru a, a omogeniza lotul, echipa, să-i încadrăm și pe cei noi. Deocamdată sunt mulțumit de cei care au venit și răspund destul de bine. Meciurile au fost destul de bune. Mai avem două jocuri, cred că cele mai puternice, cele mai grele, cu Levski și cu Sigma Olomouc, după care ultima săptămână vom definitiva lotul pentru începerea campionatului. Sperăm să găsim soluțiile cele mai bune și să începem cu drept. Asta este scopul nostru. Absența asta lui Vieira a afectat mult defensiva? Nu pare să fie probleme. Orice absență din lot afectează într-un fel sau altul. Asta nu înseamnă că nu se poate fără un jucător sau altul, dar din moment ce este sub contract cu unul jucătorul nostru, e normal că mi-aș fi dorit ca el să fie și la jocuri. Cu toate că e un jucător experimentat, un jucător care nu mai are nevoie de prezentări, dar ținând cont că în compartimentul defensiv venea un jucător nou, cum e Mamele, și s-ar putea să fie un jucător de bază, aș fi vrut să-i văd în mai multe meciuri împreună. Dar să sperăm că va fi și Osman măcar pentru meciul de mâine și pentru cel de joi. Cum vi se parții care au venit sau integrat? Mai au ei probleme? Normal că integrarea poate să fac într-o săptămână sau într-o, dar în mare parte, marea majoritate dintre ei s-au integrat foarte bine. Zic eu că nu au fost probleme de adaptare. Posibil să, și nu posibil, sigur, mai sunt probleme de pregătire cu unii dintre ei care sunt puțin în urmă. Dar lucrul ăsta se rezolvă în timp și până la începerea campionatului cred că o vor rezolva. Problema atacului se va rezolva mai bine cineva? Zic, e Karim o soluție sau? Da, poate fi o soluție. Deocamdată nu e o certitudine, dar așteptăm. E un jucător care a venit după 3 săptămâni de pauză și are doar 5 zile de pregătire. Așa că situația lui este una mai delicată, deci va trebui să lucreze mult, mult ca să poată să ajungă la nivelul jucătorului nostru. Dar poate fi o soluție de viitor. În schimb, și-a revenit și Lemnalu cu perioada de absență, a venit și Matuleviciu după ce a devenit tătic și a fost în voie câteva zile să-și vadă familia. Și sunt doi jucători pe care eu mă bazez. Sper că și Karim să demonstreze în timp că poate fi o soluție. Iar dacă va apărea jucătorul pe care mi l-am dorit și încă mi-l doresc acum, dar deocamdată n-are cum să ajungă din motive obiective, atunci va fi foarte bine și încheiem perioada de transferuri altă. În rest, zic că totul este... Suntem în grafic.